Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Dragii mei, astăzi o să mergem la părintele care l-ați mai văzut acum 2 ani. Am mai fost la el, am mai filmat. Iar eu mi-au telefonul că mă plictisesc. Și o să iau și pe Maia cu mine. Mamă, mergi mă tale cu mine? La Cuca? Da. Nu, nu. Da, fratul, și o să mergem la părintele Filimon. Se chinui de câțiva ani să facă și el un schit acolo. E foarte greu. Sper că prin clipurile astea care le fac și le postez, să alături oameni cu suflet mare, să-l ajute și pe el acolo cu locașul care urmează să fie făcut schimbul de acolo, nu știu. Așa e propus, dar e greu. Nu e simplu. Trebuie să ai aprobare de la prea episcop, de la înalt. Stă treaba, dar chiar merită părintele că o să mergem acum și o să vedeți și voi. El are multe de spus. Are multe de povestit. Are o poveste foarte interesantă. Dar nu o să o spun. Cu siguranță nu o să o spun acum. Mai târziu o să spun acea poveste. Mai bine zis o vedenie. Dar până aici. El nu o să vorbească despre vedenia asta. Nici mie nu mi-a zis. Nu mi-a zis cu amănuntul. Mi-a spus în mare, așa, 2-3% din ce vedenia a avut el acolo. Dar, cu siguranță, o să o aflați. O să o aflați cu siguranță. O spune sigur, dar nu acum. Nu se știe când, dar într-o zi o să aflați. Așa că o să mergem la părintele. Hai, Edi, mergi și tu, tati! Tata, mergi tu! Edi! Se vede că mergi și el, da. Hai, băi, tati, mergi! Edi, mergi cu mine! Hai, mă! Hai, mai mergem noi amândoi. Pe jos? Mașina merge. Da, tata, așa merge, hai. Nu, nu merge, nu mă gândesc sandal. Elegant. Oricum, negru merge la orice, așa că n-am. Și negru, da. Albul nu merge. Prefer la sandale, nu? Da. Bun, fraților. O să ne vedem acolo. Ne revedem acolo. Da. Părintele. Aoleu, dar am uitat să iau brânza. Fușa de sacoșa. Cerile mame. Uite. Îi duc părintele o bucată de brânză. Trec la brutărie, iau două pâini calde. Și ne vedem acolo. Tata, te-am ajuns. Am ajuns la părintele. A, uitați acolo. Acolo stă părintele. Dacă pot să ajung cu mașina până acolo, ar fi bine. Tura trecută n-am putut să intru cu mașina, chiar a plouat. Da-ți un pic, da-ți. Și am parcat-o aici. O să iau și pe miriște asta. Ah, merge, merge. Da, iar am revenit. Mai bine merg pe miriște aia decât pe drumul ăsta. Cam joasă mașina asta, al meu așa atinge. Mi s-a închis odată locul. Da, o iau-ți așa pe miriște, mai bine o iau pe miriște așa. Ce-o fi miriște asta aici? Lucernă, ce-o fi aici? Hai, că o iau tot pe drum.
Ai părintele și atelier aici. Și câini. Are doi câini. Scăruba să văd ce-a mai făcut părintele pe aici. Dacă a mai continuat cu lucrările pe aici. Că a mai avansat și el ceva. Sperăm prin vlogul ăsta să milostivească din oameni și să vină să-l ajute și pe el săracul cu cât pot și ei. Uite, acolo e atelierul, o să mergem să filmăm. Iată, părintele, a pus apă la rece, părintele. Vedeți, fraților, acum el e civil. Dar o să-l vedeți în curând în haine monahale. Haina monahală. Doamne ajută, părinte! Ce faci? Măi, prințesă, cum te cheamă? Maia. Maia? Da. Ia uite. Doamne ajută, ce mai faci? Ce să fac? Uite, un pic, în bări. Ce mai faci? Ce se poate? Tot singurel aici. Singurel. Ai dus-o și pe Maia. Da, nu? Da. Cea mică. Cum? Mă gândeam că o să vă văd, să te văd în haina. Da. Și noi am avut un motar. Și? Când o iei înapoi? Ce? Haina. Când o vrea Dumnezeu și când o vrea și episcopul. Am înțeles. Părinte-s 2 ani de zile, acum să împlinesc 2 ani. 2 ani? De când n-am mai fost aici. Da. Mare lucru n-am făcut. Azi, părinte, încet. Uite, ce e aia, centrală? Da, e o centrală. Trebuia să o instalez aici. Cine ți-a făcut? Mi-a făcut-o cineva la Galați. Da? Da. Nu, da, făcute. Da, ia, vii de sus. Mă duc să mă filmez. Interesant. Material ca lume. Trebuie vreau să o vând, să iau una mai mică, că nu încape la camera asta, e mică. Da? E foarte mică. Că asta e centrală care încălzește vreo 4 case la un loc. Uite. Vreau să o vând să ne... Cât cântărești? Vreo 300 și ceva de kilograme. Bine. Hai, părinte. Și atelier acolo ce mai e? Mai... Atelierul... Meșterit ceva, nu? Nu, mai... Închis, mi-a scos curentul. Da? De ce ți-a scos? E răi, oameni răi, nu? Nu! De ce? Eu am fost o suficiune de furt de curent aici. Da. Și... trebuie să plătească 561 de milioane și ei au venit la mine să plătesc eu banii ăștia și eu i-am zis că nu le dau banii ăștia, cu banii ăștia pot să-mi trag curent eu, panoul solar. Da, 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 da. Adică să le dau lor bani și mi-au scos curentul. Toate îi plăteam curentul câte 470 de lei pe lor. Acum am strâns așa. Acum sunt... Mai încet. Ușor cu telefon. Uite atelier. Da? Acolo am mai fac niște scaune, așa, ca să se mai poate, că fără putem. Mai fac în altă parte și fac tabureți. Momo, ieși afară! Nu vrea. Stai, bă. Le repar. Părinte, dacă îți aduc o ușă, să-mi faci o altă ușă de pe model, de o altă ușă, copie, da. După un toc? Nu, după o ușă, după un toc, da. Doar ușa îmi trebuie atât. Foaia de ușă. Foaia de ușă și facem altă ușă la fel. De ce? Din bradă? De un material cât mai ușor, cât mai... Vin cu ușa, o aduc și facem după aia una identică. Deodată eu nu am curent aici. Doar să, la firma unde o să lucrez cândva, o să încerc și o să... Deci dacă vin cu un generator și îl punem aici? Dar nu, că nu merge asta. Nu merge? Trebuie 380? Da. Trifazat.
Păi o să vin cu un generator trifazat, îl punem și ne facem treaba. Cu dubițe ceva. Adică are generator de la mare? Ai, mare tare. Îl iau de la un prieten și... Ce să le-a găști? Acum îți găștele alea? Asta pe durabile. Da? Da. Nu se vede pe geam. Nu se vede pe geam. Maia, ai grijă aici cum cobori. Cât ani ai, 8 ani. Da. Ce pare. Și de-a găști acolo. Părinți, merge una în oală la fiertă. În cape nici o oală. În oalele mele, nu. Nu în cape, aduceam eu o oală și... Îi făceam că prinde una și o băgam în oală. Ce frică? Ți-mi frică de copii? Aici ce vrei să faci? Aici am vrut să fac o cameră de lac, dar am renunțat la ea. O cameră de lăcuit. Bună idee, bravo. Părinte, am luat, ți-am cumpărat cu mine, am găsit de la țac la 3 kg. 3 kg? Da, 15 lei am dat eu. M-am cumpărat pâine. M-a pus nevastă acolo o bucată de brânză. Eu să... Am luat de aici, de la... din Brediu. Da, părinte. Am făcut-o de așa, o saldare de solar, de solar de roșii. Acolo ce ai pus acolo, în gaură? Unde? Că ai pus ceva în gaură. Nu, nimic, n-am pus... Nu, ai băgat ceva în țavă. A, acolo e frigiderul. Apă la rede, a, da? Acolo a fost fântâna, nu? Da. Și nu mai are apă acum? Dar n-are nici asta, nici aia lantă. Păi două ai făcut? Două. Păi și ce s-a întâmplat, părinte? Păi, adâncime mare, trebuia adâncime mare aici. Aia mi-a greșit-o. Aia mi-a greșit-o, nu? Se lasă. Stai, Maia, stai, lasă. Aia a greșit-o. Maia, aici la asta, eu sunt aici. Ce adâncime? La 160 de metri. 160 de metri a săpat? Nu, a trebuit. Ar trebui făcută la 160. 160-180 de metri. Să-mi minte anul trecut când am fost doi ani, acum erau niște popușoi mari, verzi, aici, frumoși. Pe atunci am avut puțul ăla, nu știi? A, dar ai și solar aici. Da, am făcut o leacă. Da. Da. A făcut părințelul ce poate și el. E lipsă de apă. Ai vezi, fratele, când se chinui părințelul aici? Și toate sunt naturale aici. N-am băgat chimic nimic. Ia cum se chinui părințelul aici, vedeți? Un părinte ia o roșie. Ia de unde e. Am făcut și sub de roșie. Da? Ia. Da, am finit închis vlogul, nu mai am baterie. Ce roșie frumoasă. Tu ai acasă roșii? Da. Bun. Gustul adevărat. Da, avem și noi. Aici ce? Am intrat oi, nu? Una mică. Mică, mică, dar coaptă, nu? Da. Ia să-ți acolo. Nu-s bune acum, la toamnă-s bune găștele. Acum au prea mulți fulci. Anul ăsta am dat drumul la oi. Da? Da, am dat drumul la oi și... Ăla ce-i boiler acolo? Da, ce? E un boiler de inox. Trebuie să-l iau, să-l duc în atelier. Ia tău, nu? Da, că am vrut să pun apă, dar n-are cine să ne duc apă. Și așa mai e care o apă cu mașina. A costat bani grie ăla. Din inox, e foarte scump, da? Da, părinte, și ce mai povestești, ce mai zici la oameni aici? Ce să mai povestesc? Toate vechi și la locul lor. Și nu la locul lor. Și nu la locul lor, a? Mai vreau mai să la locul lor.
Părinte, mă gândeam că te văd din nou în haina. Haina monahală. Domnul Dumnezeu, vreau să fie trei voi. Da. Voia lui Dumnezeu, voia episcopului și voia mea. Ce spunea părintele Cleopa? Marele duhovnic al românilor. Da, cum am făcut la canonizat. Da? Ce spunea? Spunea așa, răbdare, 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 răbdare și când ai terminat? O iei la cap. Așa, părinte, așa și mai să avea răbdare. Ai zis că ți camera, ți-o schimbi, nu-i mai schimbi. Nu, n-am făcut nimic. Nu, dacă anul ăsta a fost... am vrut anul ăsta, dacă mi-a fost curentul, da? N-am mai... Hai mai, vină încoace. Și cum, cu rugăciunea cum stați? Păi, nu, sărac. Nu, să ne închinăm aici, aici e... Aici stau? Aici e cum ar veni altarul, nu? Nu, aici locuiesc eu. Da? Aici doar, nu știi? Hai să fac. Ai, ca domnule. Doar așa că sunt în sandale. Dar intră mai, lasă. Nu, mai las că stau. Rama asta ai făcută de tine? Da. Eram sigur. Păi, părințele, măi, părințele. Bine ai venit. Sunt în ectare. Uitați, sunt în ectare. Cum a fost în Italia? Peripeții, nu? Sunt multe de povesti, părinte. Peripeții. Da. Aici o să numească schitul Sfântul Nectare, nu? Dacă e să fie, nu? Dacă e să fie. Dacă da, e să... o să fie, nu? Eu știu, poate când moare bobul, o să iasă mai mulți bobi. Da, așa este. Până nu moare grâu, grâu de bob nu iese. Da, așa este. Bună, bună. Bună pildă. Metanier. Asta e metanierul care mi-am primit metanier. La suforie, când a fost făcut da. La suforie. Da. Ei, părinte, ce se face? Asta e bateria care o folosesc la iluminat. Da? Are și, și radio. Dar numai Kiss FM prinde atâta nou. Altceva nu mai prinde. Dar merge. Ziua încarcă, noaptea mai las luminat. Dar pare că era camera asta mai mare, părinte. Ce zic? Da. Mi s-a părut că era mai mare toată. Nu, nu, nu. Așa a fost. Am fost, m-am avut aici o ușă și am înfundat-o atât. Da. Dar restul nimic. Nu. Și ușa asta e făcută de tine, nu? Da. Ia uitați, și... fraților, părintele, ce meserie cunoaște. Uitați ce iese de pe mâna părintele, vedeți? Ia. Ia uite ușa făcută de el, dar multe lucruri ați făcut, nu? E, da, dar acolo cât să fie. Da. Tata, vezi că cățelul rupe pungă. Care pungă? Aia cu mâncare. Păi și nu zici tata. Da. Hai! Lasă, e foame. Aia cu mâncare. Da, da. Hai să-i dau mâncare. Dar iau-o și pe asta, părinte, deci nu lăsa aici. Îi dau mâncare. Da, vedeți, fraților. Cameră simplă. Doamne, cât de frumoasă e icoana asta. Cameră simplă. Ce trebuie mai mult de atât? Da, părinte. Ce trebuie mai mult de atâta? Dă-i da. De pământ și da. O cruce deasupra. Mai mult. Atât locul noi, nu? Da. Trebuie să, părinte, mă chinui să mă învăț cu ideea asta. Ce? Hai să mor? Cum ai spus, da. Adică trebuie să ne învățăm cu ideea asta, să avem tot timpul moartea în fața ochilor, că altfel nu ne abatem de la... Nu ne... Tot timpul e, păcătuim. Ce, moartea în fața ochilor, tot mai greșim. Bine, așa spune Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare, că cel mai mare filozof este acela care are întotdeauna cugetarea morții. Da, să știi că așa, da. Și că nu vei greși niciodată, dar am ajuns la concluzia că dacă te gândești la moarte, tot greșești, că... Da, suntem... Așa-i firea omenească, da, nu? Da, probabil că Sfântul Vasile a ajuns la înălțimea asta. Chiar dacă avea cugetarea morții, nu mai greșea. Dar da. Noi, chiar dacă avem moartea asta în față, permanent, mașina Bălbăci dă unul peste tine, zoc te-a făcut. Mai venom cu a tata. Dar nu-i face nimic. Da, nu-i face nimic.
Da, așa e părinte. Dar restul, na, suntem plini de, de patin și de greșeli, așa, adică... Da, așa e firea noastră. Trebuie să păcă, adică singurul om care a fost pe pământ, care n-a păcătuit și a fost fără de păcat. E bine, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El este modelul absolut. Da, pentru da. Pentru noi. Așa. Asta... Dar n-am ajuns la măsura lui ca să ne răstignim noi. Da. Voia noastră, personală. N-am ajuns și o să ajungem la așa ceva. Doar când ai să mori și fac ceea ce vor cu tine. Da. Atunci nu mai iese sufletul în trup. Da. E un cadavru și face ce vrea cu tine. Interesant așa viața omului. Cât suntem vii, suntem activi, suntem... Când trupul, când ai ieșit sufletul din trup, gata, trupul să nu mai, deci nu mai valorează absolut nimic. Păi nu, e exact cum spune Mântuitorul Petru, că vei îmbătrâni și nu te vei mai duce unde vrei tu. Și te vor lua alții, te vor încinge alții și te vor duce unde, unde nu ți este voia. Da, 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 da. Și cât te apropie mai mult de bătrânețe, poate nu mai e, voia ta nu mai e. Da, da. Te duce alții unde nu vrei tu. La da. Zile de bătrâni și la... Așa este. Devii un copil, devii ca un copil. Da, că... devii neputincios și depinzi de alții. Vei depinde de alții. Da, da, da. Așa este noi. Așa... Vedem, avem sau în jurul nostru. Sau când ești bolnav. Când ești bolnav și neputincios, ce mai poți să faci tu ce vrei? Urează la pace. Da. Stai în cărții cu șase. Asta e, acum fiecare își face socotelele de acum. Când ești bătrân. Părinte, cu cât trec ani, cu atâta nu mai am aceeași... Nu mai am aceeași, cum să zic eu... Vigoritate. Da, în afară de asta, dar... Nu mai am aceeași perspectivă de viață. Nu mai văd viața cum o vedeam acum 2 ani sau 3 ani sau 10 ani. Pe ani ce trece se schimbă și mentalitatea. Păi parcă cuget mai mult la viața asta, la ce-o fi dincolo. Adică nu mai sunt nepăsător. Păi dar tot începe să... Apostolul Pavel spune așa, când eram copil... Gândeam ca un copil. Când eram tânăr, gândeam ca un tânăr. Da. Acum că sunt ca un bătrân, gândesc ca un bătrân. Dar să ferească Dumnezeu să avem... Maia! Da. Vino încoa și lasă ușa aia. Sau las-o deschisă să mai scărții. Okay. Da. La tâmplat mai să vezi... Maia! Închide ușa aia că scârții tare. Pune ceva în ea. La tâmplat mai să vezi decât o... Stai, părinte, mă închid eu. Casa fără ușă. Pune-o ceva, de... Maia, stai cu noi, aici nu mai ieși afară. Uscă. Cum, părinte, cum ai zis? La întâmplar? La întâmplar vrei să vezi o ușă care se închidă. Da. Slavă lui Dumnezeu că se închid. Se închid. Se închid toate. Hai, lasă. Și la un cezmar fără cizmă. Da. Așa e. Nu o să aibă cizme de bune. Niciodată. La mine se întâmplă să am pantofii tociți. Da. Da, ușa nu trebuie să închidă. Dacă nu se închide ușa, înseamnă că n-am ajuns la, cum spune, așa e. Performanța care trebuie să o am. Da, nu. Și cum e, părinte, noapte aici, nu vă-i frică, adică nu știu cum să zic, singuria. Nu, slavă Dumnezeu, m-am și obișnuit, așa. S-a întâmplat să vină noaptea cineva pe aici, sau? Nu. No. Nimic, n-am avut probleme. Aici văd păduri, nu-i nimic. Nu-i nimic. Du-te acolo, Maia. Du-te acolo, tati, du-te acolo. E păduri acolo, văd, în spatele, nu? Da, e... A cui e pădurea asta aici? A statului român. A, da? Da. Aici vreau să pun, cum spune, un gard ăsta viu. Da? Da, n-ar fi rău ca să nu se mai vadă, nu? Nu se mai vadă. Am avut gard, a venit ploaia de aici, a venit un pârâu. Deci, din deal, da? A venit și mi-a inundat aici.
Și acum o să vedem ori la an, ori peste 2 ani, să mai cumpăr teren și vreau să escavez, să fac o groapă mare, în care, când mai vin ploile este rapide, să ai bun să deverseze. Da, 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 da. Să acumuleze, să nu mai vină să inunde cortea. Mm. Acum mai să vedem, când dacă o da Dumnezeu și o va ca în viață să-ți facă schedul Sfântul Nectarie, o să am un plan și... Doamne ajută, da, Doamne ajută. Dacă nu... Mi-a dărmat gardul de aici, plasa. Am mai asta după un scaun. A, spune Alex, așa. Mult nu mai stăm nici noi. Dar și cum... Scaunul frumos am adus. Cum poți să... să... De exemplu, dacă vrei să începi aici să faci o biserică, te lasă să o faci? Doar cu autorizație. Trebuie autorizație de construcție. Doar atâta, nu? Da. Dar poți să faci dacă vrei. Da, poți să faci orice pe proprietate, dar e bine să nu o faci. Biserică pentru că produci oarecum... A, înțeles. Deci trebuie și binecuvântare cumva, nu? Da. Eu aveam intenția să ridic aici o bisericuță mică și să oarecum să forțez o leacă nota să pot să-l dau în proprietatea Episcopiei Dunării de Jos. A. Dar până la urmă o voi face și pe asta, ca să se împing, să accepte propunerea, să poți să faci schimb de proprietare. Să o dau bisericii ortodoxe. Da, nu e rău, nu e rău. Și asta cred că o fac. Dacă am, deci am proiectul ăsta în cap, în mini, nu cu de a face schimb, chismă sau dezbinare. Da, ce treabă. Că nu este indicat ca să faci o biserică în curtea ta. Dar ai gândul ăsta curat și vrei cu adevărat să-l duci la bun sfârșit și ceilalți nu vor, dar mai târziu... Tot se împlinește. Tot se împlinește, îl iei și îl faci și faci și faci și îl bași pe gât să-l ia. Da, da, înțeles, cumva, da. Că, da. Că mulți au... Mulți stau la naștere așa, adică mulți s-au făcut așa, nu? De multe biserici. Poate mai sunt biserici care s-au făcut după aia, s-au trecut așa, cum ai zis, da, nu? Că... Ei spun că nu este personal. Nu este într-adevăr personal monahală. Viața monahală s-a diminuat destul de ostent. Mult s-a diminuat. Nu mai sunt... Orice locaj de cult de ăsta care se dezvoltă, se ridică, nu? Până la urmă, îi sfărăște din inima omului. Cineva vrea cu adevărat să facă acolo ceva, nu? Că nu se apucă orice om să facă acum un cioban, are o stână și se gândește el să facă lângă stâna lui un schit. Nu. Toate astea pleacă din inimă. Trebuie să îndeplinești toate condițiile. Adică, în primul rând, nu mai ai dreptul pe proprietatea care ai dat-o de bunăvoie episcopiei, nu mai ai dreptul să deții acea proprietate. Da. Nu ai dreptul să pui anumite condiții. Înainte ai dat proprietatea, pui și condiția. Domnule, această proprietate cu clădire pe ea rămâne în patrimoniul bisericii fără de a se străina, fără să se vândă. Da, am înțeles. Că dacă se vinde, el să distruge actul și revine automat proprietarul înapoi. Da, și nu mai are nicio... Da, atâta timp cât cele două părți au convenit, da, să rămâne stabil. Am înțeles, da. Deci biserica nu are voie să înstrăineze patrimoniul. Da, am înțeles. Că eu am încercat să dau la o mănăstire și acea mănăstire a zis că îl vinde. Și am zis că nu. Nu. Deci... Dacă să aparține, ca și cum ai vrut să-l donezi la o mănăstire. Da, și ei să ia banii și să facă... Da, nu. Dacă vrei să-ți dau bani, îți dau bani să... Asta, dar nu să-mi vinzi proprietatea eu... Nu, e mai bine așa cum ai zis, să faci o biserică și să cedeze... Da, asta și fac, la urmă, dar am sper să rezolv problema cu curentul electric. Curentul electric, trebuie să rezolv problema și cu puțul.
Da, astea sunt cele mai importante. Astea sunt cele mai importante și casa. Și după aia să trăiesc, nu pot să fac, nu pot să dedic alte clădiri până nu termin asta. Mm-hmm. Da. Cu acri. Și părintele la greacă ce mai face? Cum părintele cum? Cum îl cheamă? Arsenie. Arsenie. Nu mai știu ce e acolo. Singurela. Eu de greacă am dat divorț, adică da. Ei au dat divorț din mine, da. De ei. Las că așa vrea Dumnezeu. Sunt un nectar mare, sunt un nectar. Dacă ajut. Mi-au spus să plec de acolo, am plecat. Că 22 noiembrie, până atunci trebuia să... Mi-a venit pe 15 noiembrie, sau pe 13 noiembrie mi-a venit hârtie de la episcopie, că până pe 22 noiembrie, chiar de Sfântul Filimon, era și ziua mea de nume, să părăsesc Mănăstirea Sfântul Trifon. Hmm. Asta e cel mai frumos cadou care mi l-a făcut. Da? Ia așa. E de Sfântul. Hmm. De a-și alunga oaia din stau. Da, da, da. Asta e... Hai, las, părinte, că nu-i nimic întâmplător, știi Dumnezeu mai bine. Nu-i nimic întâmplător, dar totuși văd dacă m-ai alungat de acolo. Și totuși eu dacă am încercat să vin, ți-am spus ce vreau să fac și ce... I-am spus cel puțin să mă trimit în altă parte, la... Da. I-am spus aici la Zimbru, unde nu are pe nimeni. Măi, ca un paznic, mă îmbrăca înapoi în schema... în haina monahală și stăteam ca un paznic, pur și simplu. Da, da. Da. E, lasă că toate la timpul lor. Cum îi zice zona aici, părinte? Aici e comuna Băleni, e zona Covârlului lui. Dealul Covârlului lui. Da. Zona Podiș. Cum ești? Aici e drumul, mi se spune, șoseaua Bărlatului, DN24. Da. Și o să iau bărlatele, de N24. Da, cum îi spune aici, la intersecție cu releu. Aha. Eu sunt în afara comunii Băleni. Sunt la 4 km. De aici până în Băleni sunt 4 km. Ah, înțeles, da. Până la primărie. Dar până aici, până în capătul sacului, 2 și ceva, 2 km și ceva. Da. Dar merg pe jos, fluire. Nu e. Da. Sunt obișnuit să merg pe jos. Da. Așa, e bun, părinte, o să încheie vlogul aici. Nu vreau să-l fac nici prea lung. Îl faci. Să fiu undeva la 40-45 de minute, așa. Bun, încheiem aici și... O să mai revin pe aici. Ei, când... Mai ales că nu o să mai plec. O să fiu acasă. Și o să mai vin. Da, ce am spus... O dată, două ori pe lună, dacă vin, tot e bine și nu mai... Da, și ce am spus cu Sfântul Nectar, că nu-s fiu oleac mai pregătit... Mai... Da, 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 da. O să o fac pe la urmă... Da, poveste. Deocamdată lăsăm să mai meargă de la sine lucruri, să nu... Când nu vrea Dumnezeu să faci. Da, așa este, da. Da. Bun, părinte. Dar voia noastră trebuie să unească, trebuie să fie unită cu voia lui Dumnezeu. Dacă e voia noastră unită cu cea lui Dumnezeu, atunci... Și cu mult... Cu mai și cu multă răbdare o să... Da. Dumnezeu o să le aranjeze pe toate așa cum știe el mai bine. Da, eu aici ți-am spus, trebuie pe primul mondial să, până la urmă, trebuie să pun panouri solare. Panouri solare și puțul. Eu trebuie să aduc aici curentul electric, da. Apa și să termin clădirea asta, casa asta. Mm. Asta trebuie... Care cu ajutorul lui Dumnezeu să fac toate. Ești tânăr, ești tânăr, ai, du-ți poți. 42 de ani, de acum încep să te... E, așa e, dar totuși ești tânăr, ești tânăr. Ce vârstă ai? Eu am 45. A, diferență de 3 ani. Suntem tineri, nu. Da, eu acum apar mai așa că nu se sur, da. Nu, îți aduce un pic să am binișor cu părintele, ți-am mai spus de multe ori, cum zicea, Nil Dorobanță. Nil Dorobanță, da. Mi-a mai zis seme cu părintele Nil Dorobanță. Seme cu Nil Dorobanță, da. Mai ales când aveai barba mai mare, dar ai avut părul și mai lung?
Da. Dar nu-și mai lung? Am lungă și mai lung. Îl lași să crească, nu? Și barbă, nu? Nu, deocamdată. Nu. Așa, la nivelul... Da, știi tu mai bine, da, știi tu mai bine. Nu, că nu vreau să facă interpretări. Da, da, da. Nu vreau să aduc, cum spune... Cu cât stai o leacă mai în umbră, da. Și cu cât stai liniștit în banca ta și nu faci prozvetism, da, da, da. Nu te atingi de cler, da. Chiar dacă creșești, sunt oameni, ei poate să fie și sfinți, poate să fie și ticăloși. Așa este. Deci pentru mine preoțimea este sfântă și sacră. Așa este. Dar omul, fie preot, fie și mirean, dacă nu are demnitatea de creștin, așa este. Poate să ajungă și demon. Adevărat. Indiferent cât este, cât are harul preoției în el, este sfântă lucrarea. Da, da, da. Că mai aud, eram la cineva și spunea de un preot că îi luaseră bani la mormântare. Bani de serviciu. Da. Cât 300 de lei, cât 400 de lei, de 500 de lei, până la 1000 de lei. Și te gândești și tu, băi, omul ăla sărac, femeia aia săracă, care totuși a venit la biserică, a mai dat acolo cu un ban. Băi, și la aia te-ai dus să-i... Dar el are harul preoției, este sfânt, sacru. Da, da, da. Dar tu ca om, când te gândești, văd, era sărac, nu știu tu. Da, n-ai da. Vrut să o îngrop, care ți-a fost femeie din credere. Azi banul ăsta, părinte, adică nu știu cum să mai... Da. E un lucru foarte asumat asta, adică tu ca preot trebuie să te gândești foarte bine, că vei da răspuns la judecată, nu, adică ce mai... Este ca preot, ce este ca preot vei da răspuns, dar ce este în primul rând uman în tine. Da, 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 în afară, da, legea uman, morală nu te lasă pe legea la morală, pe, e exact asta vreau să... Da, așa e, așa e. Ei, părinte, da, poate să-mi ierte Dumnezeu, nu că Doamne ferește, nu vreau să înțeleagă greșit cu judecăm sau da... Asta, deci pentru mine, asta este diferența, că eu nu pot să renunț la preoții, pentru că prin ea vine harul Duhului Sfânt, da. Prin ea, indiferent, cum am zis, cât de ticălos ar fi preotul. Da, 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 așa este, da. Nici îngerii nu poate să facă ceea ce face preotul. Pentru că ce pune Dumnezeu acolo, el... Da, este lucrarea absolutului Dumnezeu. Nu eu mai ia nimeni preoție. Nu, el dacă se nu catevisește, el nu mai poate sluji, da, cele sfinte, dar harul preoției rămâne. Rămâne, da, da. Rămâne. Exact cum și lui Iuda, el a rămas harul apostoliei. Da, 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 așa e, da. Deci el a rămas apostol, da. S-a întrebat cum a sunat de fapt, Iuda n-a mai primit harul, pentru că deja el se spânzurase, când a primit harul Sfinții Apostoli la 55. Da, la 55. Da, da. Harul preoției universale. Da. În 55, da, când a zis, a păgurat harul Duhului Sfânt. Da. 55. Da, ce să zic, să ne ferească Dumnezeu, să ne dea... Da, părinte. Și tu ce ferim? Doamne ajută. Bun, încheiem aici. Fraților, o să încheiem aici și cu siguranță o să ne mai vedem și la următorul vlog. Și următorul vlog o să fie undeva, nu vă spun, e surpriză. Vă las așa ca să vă țin în stand-by. Hai, Doamne ajută, încheiem aici, Doamne ajută.